declar deschisă ședința inaugurală de constituire a Consiliului Local ales la data de 5 iunie 2016. Pentru început, în numele prefectului și a instituției prefectului, vă rog să mă îngăduiți să vă transmit un calduros salut, să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcții de răspundere și de demnitate. Așa cum rezultă din datele centralizate de Biroul Electoral de Circumscripție la recentele alegeri locale, din cei 3.912 alegători înscriși pe listele electorale ale orașului Animoasa, s-au prezentat la urne 2022 alegători, adică în proporție de 51,68%, alegerile fiind declarate valabile, neexistent. Haideți să reluăm lucrurile ședinței de constituire. În acest sens, îl rog pe domnul Albescu Adrian, consilier, președintele Comisiei de Validare, să prezinte raportul acestei comisii. Proces verbal încheiat azi 22.06.2016 cu ocazia validării mandatelor consilierilor locale a orașului Animoasa. Comisia formată din Albescu Adrian, Orlan Lucian, Sălăiesc Dumitru, Fia Ioan și Căpian Viorel, validează mandatele consilierilor locale prevăzuți în procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Da, mulțumesc. Deci, conform procesului verbal, toți cei 13 consilieri aleși la alegerile din 5 iunie 2016 sunt validați. Potrivit articolului 32 din legea administrației publice locale, republicată cu modificări de completările ulterioare, domnii consilieri a căror mandate au fost validate vor depune în partea Consiliului Local, jurământul prevăzut de lege. În acest sens, dau cuvântul domnului secretar, domnului secretar Gheorghe Simion Alin, pentru a da citire textului jurământul, după care fiecare consilier va fi strigat și va prezenta în fața prezidiului și va rosti cuvântul jur, după care semnează textul jurământului în două exemplare. Anul subsemnat, am consilier al Consiliului Local al orașului Animoasa, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Animoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, deci voi da citire în ordine alfabetică a doamnelor și domnilor consilieri care vor veni în fața Consiliului Local și vor depune jurământul. De la domnul secretar, domnul Albescu Adrian. Nu, m-a zis jur. Jur. Semnează numele de culoare. Domnul Bălăiesc Dumitru. Jur. Doamna Bârtea Camelia Ana Maria.
Jur. Doamna Pop Nicolina. Jur. Domnul presecan Nicolae Radu. Jur. Domnul Rus Pavel Cosmin. Jur. Domnul Spia Ion. Sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Unanimitate de voturi. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prin grijă a secretarului orașului Mainasa, instituției prefectului județului Hunedoara, primarului localității, consilierilor validați. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Unanimitate. Pe total hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abținere. Unanimitate de voturi. Domnilor și domnilor consilieri, în urma jurământului depus de dumneavoastră, declar constituit Consiliul Local al orașului Arimasa. În continuare, potrivit legii, lucrările ședinței Consiliului Local constituit urmează să fie conduse de un președinte de ședință. Vă rog, doamnelor și domnilor consilieri, să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință, cu precizarea că alegerea președintelui de ședință se poate face pentru cel mult 3 luni de zile. Propunere, vă rog să faceți propuneri. Da, domnul presecan. Propun pe domnul Sfie. Da, mai sunt și alte propuneri. Domnul Cornal Lucian. Propun pe domnul vot consilier. Da, supunem la vot. Prima propunere. Cine este pentru ca domnul Sfie să fie președinte de ședință? Domnul secretar numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Deci domnul Sfie a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, da? Să dăm citire și hotărâri. Deci, articolul 1. Se alege pe domnul consilier Sfia Ioan în funcția de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, unanimitate. Prezenta hotărâre se comunică prin grijă secretarului orașului Mainasa, instituției prefectului județului Hunedoara, primarul localității. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, unanimitate. Pe total, hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abținere, unanimitate. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă rog să-ți preluați. Trecem în continuare la punctul privind alegerea viceprimarului orașului Mainasa. Potrivit trebuie declaratul 57 aliniatul 3 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, modificată și completată ulterior, viceprimarul se alege de către Consiliul Local din rândul consilierilor prin votul majorității consilierilor în funcție. Vă rog să se facă propuneri. Domnul presecan. Propun pe domnul Spierov.
alte propuneri? Da, eu propun pe domnul Albescu Adrian, fostul viceprimar. Am și argumente, în 4 ani de la Turcie, după foarte bună, au avut realizări și continuitatea în administrație face mai mult decât orice altă experiență. Domnul Dumnezeu, te-a trecut urma de jocul pe care întotdeauna, în 20 de ani, ai reușit să distrugi tot orașul, a trebuit să vină cineva să reclădească orașul. Așa că suntem sătui de jocul pe ăsta mult. Da. Cred că era suficient, cred că era suficient o simplu. E punctul meu să vedem, eu am dreptul să propun. Dar bineînțeles, fiecare poate să vorbească ce vrea. Luăm o pauză de câteva minute pentru întocmirea buletinilor de vot. Deci veți primi fiecare consilier câte un buletin de vot. Cel care vreți să nu fie viceprimar, îl tăiați pe o linie continuă, dintr-un cap cu un altul. Nu zigzagul, nu perăstrăul, nu semne pe la capete. Deci o simplă linie tăiat din cap în cap pe cel care nu îl vreți viceprimar. E simplu. Și care nu e tăiat, ăla e votul pentru și celălalt în potrivă. Deci, pe care nu vreți să-l tăiați, pe care vreți să rămână, nu tăiați. E sigur. Așa. Începem votarea. Domnul Albescu Adrian. Nicolina.
Cam Nicolae. Și iar fie aia. 11 la 2.
pentru că ședință solemnă, chiar dacă sunt provocat, dar să nu om să răspundă la provocări. Deci este declarat ales viceprimar, cel care a obținut cele mai multe voturi, în urma numărării voturilor. Dar trecem la punctul Domnul Sfântul de zi. Domnul Sfântul de viceprimar. Nu doriți să atât Domnul Sfântul de aparăția viceprimar. Eu am primit un desfășurător și o să citesc. Păi, o să citesc. Da, studia. Mă tăr pe asta să mă tăr pe asta. Am învățat mult. Având în vedere proiectul de hotărâre precum și votul majorității consilierilor locali, în funcție privind alegerea viceprimarului. Îndemnul prevederilor articolul 11 aliniat 1.5 din OGN-ul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare, precum care articolul 45 aliniat 1 și articolul 57 aliniatul 3 și aliniatul 7 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Alege în funcția de viceprimar al orașului Aminoasa pe domnul consilier Sfia Ion. Articolul 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor legii numărul 554/2004 al contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Prezenta hotărâre se modifică privind la secretarul orașului Aminoasa instituției prefectului, județul Hunedoara, primarului localității, persoanei în cauză. Nu vreți să-și aprobă votul? Păi, votul a fost, s-a aprobat deja. Nu mai aveți ce aprobat. Nu s-a fost, nu mai pătă. A fost cu votul. Trecem la următorul punct din zi. Poate trece. Sau vreți să mai complet așa. Deci următorul punct este organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. În conformitate cu regulamentul de funcționare al Consiliului Local, vor fi organizate comisii de specialitate pe următoarele domenii. O să vă prezint comisiile și componența comisiilor. Comisiile de specialitate. Comisia numărul 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț. În următoarea componență. Sfia Ion, Obni Corina, Vlașin Viorel, Fabian Viorel, Doleez Dumitru. Comisia numărul 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului. Următoarea componență. Albescu Adrian, Vlașin Petrea Laurențiu, Sfia Ion, Obni Corina, Botros Ilie. Comisia numărul 3. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea cetățenilor. Următoarea componență. Rus Pavel Cosmin, Orlan Lucian, Radu Moritia, Cârdea Cameria, Presecan Nicolae Radu. Asta vă supun la vot deschis. Cine este pentru? Mai e unanimitate. Nu mai vreau să întrebăm cine împotrivă sau se abține. Deci s-a aprobat în unanimitate de vot. Thank you.
O să trecem mai puțin la citirea hotărârii. Hotărârea numărul 2016, privind organizarea Comisiilor de Specialitate. Consiliul Local al Orașului Aninasa, județul Hunedoara, având în vedere proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiilor de Specialitate, precum și domeniile de activitate în care se constituie aceste comisii, la nivelul Consiliului Local al Orașului Aninasa, fiind organizate un număr de 3 comisii. Suntem la Ninoasa, tocmai s-a încheiat validarea primarului și a Consiliului Local. Ninoasa a dat startul în aceste demersuri. Stăm de vorbă cu domnul Nicolae Dunca, primar pentru a doua oară. Da, după alegerile locale din 2012 am preluat mandatul, am avut o misiune grea. M-am ținut de cuvânt cu ceea ce am promis cetățenilor. Cetățenii au văzut că sunt un om de cuvânt, m-au reales în 2016, cu un procent de peste 75%, iar astăzi, conform ordinului prefectului, am avut ședința de constituire a Consiliului Local și de validare a primarilor, alegerea comisiilor de specialitate, care tocmai s-a încheiat. Viceprimarul a fost ales din partea Partidului Social Democrat, propunerea noastră, cu un vot de 11 voturi pentru și 2 pentru celălalt contracandidat. Da, iată că l-aveți pe domnul Sfia Ioan, colegul dumneavoastră de partid, ca și viceprimar. Cum credeți că va fi colaborarea cu el, având în vedere că în mandatul trecut ați avut un viceprimar din partea cealaltă? Da, eu sunt convins că o să fie o colaborare foarte bună cu domnul Sfia. Este un om integru, inteligent, proaspăt pensionar, are timp să se pună în slujba cetățeanului și o să ducem la deplinire toate planurile pe care le-am propus împreună și sper că nu mă va dezamăgi niciodată nici pe mine, nici pe cetățenii care tocmai l-au trimis în această funcție și pe el și pe mine. Aveți ceva să-i reproșați domnului Albescu? Nu, domnul Albescu a fost un viceprimar foarte bun, am avut o colaborare foarte bună, ne-am înțeles foarte bine, dar asta este, facem parte din partide diferite, noi am avut majoritatea, era normal să se întâmple așa, îi doresc succes în continuare, este și dumnealui consilier local, ne va sprijini probabil în toate demersurile noastre, deci nu am nimic să-i reproșez. Cum este să lucrați alături de fostul primar Ilie Botgros, pentru că, din câte s-a văzut și astăzi, nu se abține de la comentarii de cele mai multe ori inutile. Da, probabil e vechea meteahnă de a comenta și a le ști pe toate, dar în realitate se dovedește clar că nu are dreptate nimic în ceea ce spune. Deci este un defect profesional și, ce să zic, o să fie cu minte în următorul mandat, pentru că majoritatea o să avem noi în Consiliu, adică o avem în Consiliu, și o să se supună majorității pentru că nu o să aibă ce să facă. Așa este. Ce urmează să faceți aici în Aninoasa în perioada imediat următoare? Vorbim de următoarele 6 luni. Deci în următoarele 6 luni lucrăm puternic pe niște proiecte europene pentru a putea dezvolta într-adevăr Aninoasa la adevărata forță a noastră, pentru că noi până acum, fiind în insolvență, n-am putut niciodată să accesăm fonduri europene, pentru că având datorii eram neeligibili în proiectele europene. De data aceasta nu mai avem datorii, suntem la zi cu toate cheltuielile și lucrăm la 2 proiecte europene ca să accesăm și să modernizăm Aninoasa, exact cum am avut sloganul în campanie. Continuăm împreună, modernizăm Aninoasa. Dacă nu ar fi fost să câștigați din nou alegerile, ar fi fost lucrări care să fi rămas pe jumătate terminate, ca să zic așa, începute și nefinalizate din diverse motive. Da, deci avem o grădiniță la Iscroni, care chiar astăzi au început lucrările la această grădiniță. Din vina constructorilor n-au început mai repede, dar ordinul de începere eu l-am dat acum o lună jumate. Drumul principal, mai avem niște rigole și acostamente de făcut ca să semnăm recepția finală și mai avem depuse pentru alte proiecte la Ministerul Dezvoltării care urmau să vină finanțările. Și blocul de locuințe cu 60 de apartamente l-am încărcat deja pe SEAP pentru că a fost o perioadă care nu a funcționat SEAP-ul. La fel, selectăm constructorul și îi dăm drumul. Finanțarea este asigurată, amplasamentul la fel, deci astea cam rămâneau dacă nu... Dar
cetățenii au decis că trebuie să continui și așa că mă voi supune voinței cetățenilor. Noi vă rog succes și țineți aproape de cetățeni pentru că ei vă vor taxa. Da, mulțumesc, sunt convins că așa vor face dacă o să le dau ocazia. Domnul Sfia, tocmai ați fost ales în funcția de viceprimar al orașului Aninoasa. Da, ați văzut că ați fost prezenți, scorul a fost categoric în favoarea mea. Ce pot să spun mai mult decât că le mulțumesc tuturor aninosenilor pentru susținerea pe care ne-a dat-o. În continuare, aninosenii vor rămâne în centru atenției administrației publice locale din Aninoasa și tot ce vom face, vom face pentru ei. V-ați fi așteptat la un scor așa de mare? Deci, atât având în vedere că au fost două propuneri, putea să fie scorul 12-1. Nu mă așteptam chiar la 11-2. Dar ați văzut cineva care a făcut jocuri murdare în Aninoasa 20 de ani, în continuare ar vrea să facă, dar aninosenii i-a demonstrat că e timpul să se oprească și dacă nu înțelege, probabil că va fi șocale a justiției care va spune că a greșit. Da, se pare că domnul Bodgros este obișnuit să intervină de fiecare dată cu argumente sau fără. Ce vrei să-i transmiteți cu ocazia asta? Deci vreau să-i transmit că invit mass media, eu o să-mi aloc timp câte o oră pe zi dacă este nevoie, ca să vă spun cum s-a demolat orașul zi de zi de către acest om. Deci în mine veți avea oricând disponibilitatea să vin să vă spun cum s-a ajuns în situația în care a fost până în 2012 orașul Aninoasa. Care credeți că va fi colaborarea cu domnul Nicolae Dunca, colaborare viceprimar-primar? Cred că a spune că foarte bună e puțin zis. Cred că am și demonstrat-o de-a lungul timpului când așa a fost la vremea respectivă tot niște jocuri murdare să nu fim împreună din 2012, care ne-au despărțit, dar asta n-a fost un impediment pentru ca noi să colaborăm ca să îndreptăm cât de cât lucrurile rele din orașul Aninoasa. Domnul Bodgros, se citește pe fața dumneavoastră nemulțumire. Nu, este nicio nemulțumire. Nu mi-a plăcut cum a condus domnul Sfia ședința, pentru că n-a respectat legea și regulamentul de funcționare al Consiliului Local. În rest, n-am nicio nemulțumire. Ce anume nu a respectat? N-a respectat legea, n-ați văzut și dumneavoastră. N-a citit cum trebuie hotărârile să aprobă pe articole, după aceea pe întreg. N-a vrut să dea citire hotărârii în care a fost ales viceprimar. N-are importanță votul. Hotărârea este cea care îi dă calitatea de viceprimar. Sunteți nemulțumit de nou viceprimar care a fost ales? Nu, de ce să fiu nemulțumit de nou viceprimar? Eu am avut dreptul ca orice consilier să fac o propunere și am făcut o propunere. A fost dreptul meu, m-am prevalat de el, am făcut această propunere, conștient că Albescu cu Dunca au făcut treabă bună în ultimii 4 ani și mi se părea normal să continue împreună. Nu s-a vrut, asta nu este treaba mea. Eu, în calitate de consilier, îmi voi face datoria cu prisosință pentru comunitate. Dânsul v-a reproșat că 20 de ani nu ați făcut nimic. Ce aveți să-i transmiteți? Nu-i transmit nimic, domnul Sfia. A fost consilier 2 mandate cu mine, așa că dacă n-am făcut nimic, înseamnă că n-am făcut nici dânsul. Îi se datorează și lui această, cum să zic, necolaborare cu primăria? Nu, eu nu pot să-i reproșez nimic. Nu. Deci n-am de ce, pentru că domnul Sfia așa este, îl cunosc de foarte mult timp. Dânsul este întotdeauna... Așa, mai sare repede și contrazice, deși argumente nu sunt. O putem să-i dovedim și noi că am făcut destul. Cel puțin în ultimii 4 ani de mandat, 2008-2012, să nu zic în ceilalți ani. Da, mă rog, asta este treaba. Poate domnul Sfia este puțin mai agitat, dar dumneavoastră vă considerați un gică contra? Nu, n-am fost niciodată. Dumneavoastră gândiți-vă că 20 de ani am fost primar, n-am avut niciodată majoritate în Consiliu și am lucrat cu viceprimarii și am lucrat destul de bine, deci fără nicio problemă. Deci, și nici nu pot să fiu gică contra. Eu sunt pentru respectarea regalității și regulamentului de funcționare al Consiliului Local, pentru că nu trebuie să facem bâlci și circ în Consiliul Local. Opoziția trebuie să fie constructivă, nu destructivă și mai mult decât atâta, este nevoie de opoziție, chiar dacă va fi fragilă la început sau pe parcurs, ar putea să se mai întărească.
Având în vedere că domnul Sfia face parte din același partid ca și primarul, nu credeți că va fi o colaborare mult mai bună, având în vedere că domnul Albescu era din PNL? Nu, domnul Albescu era independent, nu era din niciun PNL. Deci, din mandatul trecut. Mandatul trecut. Nu știu dacă va fi o colaborare mai bună. Vom vedea. Timpul le va rezolva și ne va da un răspuns. Răspunsul probabil o să-l vedem peste 6 luni, maxim un an. Dacă colaborează mai bine domnul Dunca cu domnul Sfia decât dacă a colaborat cu domnul Albescu. Deci nu le dați un termen mai mare de colaborare? Eu îi cunosc destul de bine pe amândoi. Am această pretenție că îl cunosc și pe Dunca și pe Sfia destul de bine și veți vedea, veți avea material pentru mass media în anii următori. Ce le doriți cuplului Sfia-Dunca? Domnule, să aibă realizări cât mai bune, să depășească mandatul 2012-2016, deși mă îndoiesc, pentru că nu mai este pomana din 2015 când s-a modificat legea finanțelor publice și ne-am trezit așa cu 60 de miliarde de lei venit. Mandatul 2012-2016 Pardon, 2012-2016. Păi da, acum a avut această șansă. În 2015 s-a modificat legea finanțelor publice și a primit banii de la guvern. N-a mai primit bani de la Consiliul Județean sau din alte surse. Deci, acum... Are niște beneficii, ca să zicem așa. A avut niște beneficii. Acum o să vedem dacă va reuși să aducă bani mai mulți la buget din alte surse, pentru că bugetul oricum este sărac, pentru că revenindu-se la vechea formulă de acordare a fondurilor pentru autoritățile locale, deja anul ăsta am primit numai 9 miliarde de lei vechi. Față de 50 anul trecut e o diferență, nu? Mare. Și cu 9 miliarde nu poți să faci ce ai făcut cu 50. Deci asta e. Acum 10 ani v-ați fi așteptat ca în anii noastră să fie asfalt de la primărie până la strada principală? Dar ce, este o noutate? Dumneavoastră știți că în anul 1996 până în 2000 a fost cel mai bun drum din Valea Jiului, drumul de la Aninoasa. Eu l-am finalizat în anul 1996. Din 99 am început să-l spargem. Am băgat telefonia automată, am băgat apa potabilă pe ăsta. Când am plecat de la primărie să lucra la canalizare, era normal că după ce s-au făcut toate lucrările de infrastructură și serviciile către populație, era normal să se facă și drumul. Nu era nicio problemă. Proiectele erau depuse de mine la București, dar am avut ghinion. A picat guvernul Răzvan Ungureanu în 27 aprilie 2012 și a venit guvernul Ponta care a asistat toate investițiile. De drumul ăsta ne puteam apuca încă din mai 2012. Deci nu este nicio noutate și nu este ceva neobișnuit. Era normal, drumul ăsta a fost asfaltat și acum 70 de ani. Eu sunt de 50 de ani în anii noastră, deci l-am modernizat și l-am betonat și l-am finalizat în decembrie 96, după care nu am avut probleme cu el până în 2000, când am 99, practic când am început să-l spargem, să băgăm utilitățile, că n-avem pe unde decât pe drum. Deci asta este toată treaba. În rest, foarte bine că s-a făcut. Mă bucur și am susținut toate proiectele, mandatul trecut ca și consilier, ca să putem să le facem. Era o anomalie și o absurditate ca să te opui la un asemenea proiect ca să faci un drum bun în orașul Aninoasa. Este un lucru bun, v-am spus, care a venit pe o conjunctură favorabilă din punct de vedere financiar. Că poate dacă nu aveam bani anul trecut, care i-am avut și aveam peștea de anul ăsta, poate că nu se făcea drumul. Dar e bine că s-a făcut și mă bucur că s-a făcut. Care este cel mai important lucru pe care a reușit Dunca să-l facă și dumneavoastră nu? Nu știu, ieșirea din insolvență, pentru că și aici a avut noroc. Că guvernul Ponta i-a dat banii pentru a ieși din insolvență. Noi am intrat în insolvență datorită faptului, în primul rând, că în 2004 guvernul Năstase nu ne-a rămas dator la bugetul local cu 50 de miliarde de lei vechi din impozitul pe salarii aferent angajaților mine Aninoasa și după aceea închiderea minei cu care ne-am blocat din puternic din punct de vedere financiar, pierzând în fiecare an aproximativ 15 miliarde de lei vechi care veneau de la mine la bugetul local. Și era normal să... N-am bătut pasul pe loc, am mers înainte. Am atras fonduri din alte surse, de la Guvernul României, de la Banca Mondială. Deci noi, eu zic că în 2008-2012 s-a lucrat destul de mult cu fonduri atrase din alte surse.